Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați invitați! Bine v-am găsit la seara vorbită în șoapte de toamnă. Mă numesc Diana Tăieru și am deosebită plăcere de a prezenta lansarea celui de-al șaselea volum intitulat sugestiv Șoapte de toamnă al autorului Ioan Vasile Bulgărean. De la bun început vreau să-mi exprim marea și sinceră bucurie că spiritul șimleuan trăiește, vechile tipare și preocupări spirituale ale șimleuanilor se continuă prin timp și, mai ales, prin asemenea oameni de excepție care știu să dea dintre plinul sufletului lor și semenilor. Cu rădăcinile adânc înfipte în solul străvechiului pământ silvan al Sălajului, domnul Ioan Vasile Bulgărean s-a născut la Zalnoc, în data de 14 ianuarie 1961, fiind al doilea copil din cei patru băieți ai familiei. Școala primară a urmat-o în comuna natală, apoi urmează cursurile liceale la Șineu Silvaniei și școala militară de cadre a Ministerului de Interne de la Câmpina. Activează mulți ani în cadrul acestei prestigioase instituții, urcând pas cu pas treptele ierarhiei profesionale, ajungând de la suboficer la gradul de ofițer superior, respectiv inspector principal. Dornic de perfecțiune, își desăvârșește studiile, fiind absolvent al Facultății de Științe Juridice. Cochetează de tânăr cu literele buclucașe, drept dovadă că încă din tinerețe se afirmă în sfera culturală, debutând încă din anul 1981 în revista Pentru Patrie, continuând apoi să fie prezent în paginile de cultură, dar și în presa sălăjană. Acest poet a dăruit semenilor clipe uimitoare și clișee de viață. Acum 8 ani, în data de 23 iunie 2008, autorul Ioan Vasile Bulgărean scoate la lumină această latură poetică, sensibilă a domniei sale, debutând cu volumul Dor de voi. Urmează și alte volume precum Saloanele iubirii, Visul din vis, Sub semnul fecioarei, Dragoste și spin. Astăzi, 25 noiembrie 2016, am deosebită plăcere de a vă prezenta lansarea celui de-al șaselea volum al scriitorului Ioan Vasile Bulgărean spre lectura și delectarea dumneavoastră, volumul intitulat sugestiv Șoapte de toamnă, care se vrea a fi o sumedenie, o grămadă de șoapte pe care nu le-a putut spune cu voce tare, poate de emoție, poate de frică. Poeziile din volumul Șoapte de toamnă aparțin genului liric, exprimând direct stări afective personale, sentimente intime, euul poetic, transformându-se într-o stare de tristețe, de disperare, împrumutând intrarea sa întregului univers. Titlul volumului ne-ar putea sugera o iubire apusă, începutul unei stări de tristețe și, în egală măsură, întâlnirea poetului cu poezia, aleasa inimii sale, deoarece poetul ne indică faptul că emoția de toamnă se transformă într-o dragoste mare. Citez. Ascunde-mă în versuri de răul dintre noi, în nopțile pierdute, nu mă lăsa în ploi. Tema poeziei este dragostea văzută de către poet într-o manieră personală, ca de altfel toate sentimentele legate de existența omului. Cert este că toate aceste șoapte au fost însumate în acest volum, care ne vorbește atât de mult despre cum toamna s-a așezat tăcută în sufletul său, iar dorul de cei dragi, florile disperate și frunzele multicolore, readuc de fiecare dată toamna în mintea, inima și în viața poetului. Un volum scris cu atâta migală, cu atâta dăruire, poetul transpunându-și toate sentimentele care l-au marcat de-a lungul întregului volum. Cele 95 de poezii cuprinse în volum permit o introspecție în eul poetului, cititorul fiind pus în postura de a se recunoaște pe sine, dincolo de cuvinte, de a trăi sentimentul pe care îl transmite însuși poetul sau chiar, uneori, o stranie senzație de deja vu. În toate aceste poezii îi simțim mereu răsuflarea, căldura sufletului poetului. Autorul ne face o subtilă invitație pentru a-i vizita labirintul sufletului său, unde stau stocate, aranjate și unele chiar prăfuite, anotimpurile, oamenii dragi, muzele, lacrimile, amintirile, speranțele, clipele de fericire, durerea, nopțile de veche și visele. Este o găselniță poetică ce incită cititorul și îl face să devină curios, temerar, pentru a deschide ușile acestor șoapte.
De-a lungul volumului, poetul comunică cu aceeași intensitate ideea poetică de bază, fiind dragostea ca sentiment uman, o trăire superioară, rafinată, care este artă. Ideea de bază constă în asocierea toamnei cu sentimentele poetului. Aceasta nu este numai o constatare a schimbării unui anotimp, toamna ne sugerând anotimpul frigului, ci răcirea sentimentului de dragoste, distanțarea îndrăgostiților, citesc. Doamna mea, cu flori de gheață, ce mă face să fiu iarăși, trist, cu riduri largi pe față și cu mintea în primăvară. Purtând în suflet un aprigdor de toamnă, observăm cum poetul împletește în această poezie atât elemente ce țin de natură, respectiv anotimpul toamnă, cât și iubirea, dorul de persoană dragă, dragostea, iubirea, citez, în miros de vie. Aș spune că este dor de vremurile care au apus deja, iar de aici deducem denumirea scripturii, respectiv toamna mea. Cred că această poezie este leitmotivul întregului volum de creație. Tot acum vorbim și de o trecere irreversibilă a timpului. Citez, doamna mea cu flori de gheață, ce mă face să fiu iarăși trist cu riduri largi pe față. Timpul trece repede, iar poetul își exprimă regretul, însă ridurile nu contenesc să apară rând pe rând. Chiar dacă omul îmbătrânește, sufletul lui rămâne veșnic tânăr. Citez, noapte bună, toamnă vie, o să-mi fie dor de tine. O altă poezie este intitulată Amintirea ta și începe cam așa. Tu continui să alergi, lăsând cărări în prag, în nisip și în iarbă, iar apa din trupul meu mai spală din când în când amintirea ta. Aici poetul nu face altceva decât să rememoreze iubirea pierdută. Cândva, urma pașilor ei era oglinda cerului său, iar pașii lui evitau să-i calce întregul ei univers. Dorința arzătoare după persoana dragă îi macină atunci odinioară, însă acum ea nu a mai rămas decât o simplă amintire. Citesc, doar așa ne mai regăsim din viac în viac pe la capătul lumii. Această amintire îi lasă un gust amar, că cea rămâne, citesc, ca o hartă cu cărări de picioare. O altă poezie care mi-a atras atenția este poezia Dacă aș fi avut ari. Nu e așa că dacă ai avea ari, ai vrea să zbori și dacă eu aș fi vânt, m-aș opri din adiere și tu ai cădea pe pământ? Nu e așa că dacă ai avea ari, ai putea să zbori? Dar cum să zbori fără mine? Tu sus și eu pe jos mereu? Autorul îi se adresează direct frunzei, vorbind de un monolog interior. Citez, nu e așa că dacă ai avea aripi, ai putea să zbori? Poetul se simte singur, părăsit. Nu e așa că dacă ai putea să pleci, ai fi plecat de mult? Trist și părăsit pe lume, el se agață de o speranță, și anume, aceea de a-și descărca sufletul, vorbind cu frunza. Și nu e așa că dacă eu aveam aripi, aș fi plecat de mult, fără să te întreb unde o să ajung? O altă poezie este intitulată Trăim ca să te mângâi. Iubito, azi ca și ieri, te faci că nu mă vezi nimic din lumea noastră, iar iernile mai nou pentru tine sunt mai veri. Versurile următoare sugerează tema despărțirii, ceea ce aduce după sine revolta poetului, dar și liniștea și descoperirea unei noi pasiuni în ultima parte a poeziei unui fost. Ce tristețe, ce durere, mă cuprinde acum, cum a frate, nu mai iese din perete, zilnic, cu custând pe spate, pe la 6:30. Bine că am scăpat de cucu și de marea hăhăială, ce mă tot oprea din lucru, hăhăind seară de seară. În opinia mea, volumul Șoapte de toamnă este un pastel, dar și o meditație pe tema trecerii timpului. Toamna, leitmotivul poeziei, trimite astfel atât la tema naturii, cât și la cea a amintirii.
indice al sentimentului de nostalgie și tristețe, regăsite în poezia care încheie volumul, unde poetul, asemenea în timpului, este împovărat de rod. Unuia de acum. Și privirea lui suavă se îndreaptă spre nu știu cine, dintr-o parte prea concavă, ca să vadă cine vine. Ești prea blând, bătrâne vodă, și încă nu știi ce să faci, ești ca un pantalon la modă care-ți vine prost pe craci. Așadar, domnul Ioan Vasile Bulgărian întinde mereu o mână de ajutor dezinteresat celor din jurul său. Deși se vedea a fi un om dur, Ioan Vasile Bulgărian este un suflet de poet, un suflet sensibil, capabil de emoții nemai întâlnite la alți oameni. De aceea, vă fac invitația spre lectura acestui volum. Vechile creații completează în mod armonios acest volum de poezii, care a făcut din nou dovada harului, talentului și sensibilității domniei sale, formându-se ca un poet plăcut cititorului. Cu cea mai mare sinceritate, vă spun că mă bucură faptul că și neoanii au un astfel de om, care în nopțile de veche știe să scoate din adâncul sufletului acel frumos pe care mulți dintre noi îl avem sau nu-l vedem. Un om de acest gen este domnul Ioan Vasile Bulgărian și îmi permit să-i urez la cât mai multe apariții, la mai multe volume și să-i mulțumesc că m-a încântat cu acest nou volum. Vă mulțumesc și sincere felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru acest oraș. În continuare, îi vom da cuvântul poetului pentru a adresa câteva cuvinte, iar mai apoi, dumneavoastră, dragi invitați, pentru a vă exprima cuvântul. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezență. În al doilea rând vreau să mulțumesc și celor care din anumite motive n-au putut să fie prezenți în această întâlnire. Și aș vrea să dau citire unor gânduri de ale mele, scrise acum, în urmă cu 30 de minute, în legătură cu acest volum intitulat Șoapte de toamnă. Șoapte de toamnă se vrea a fi un volum de poezie rezultat din emoția provocată de stările personale pe care le trăiesc de fiecare dată în acest an. Un anotimp plin de culoare, de liniște și de bogăție materială și sufletească în același timp. Mai puțin vioaie, cu zile scurte și nopți lungi, toamna ne aduce un suflu de melancolie în sufletele liniștite și frumos așezate, în ferestre, fructele toamnei devin lămpile ce vor scălda nopțile lungi în lumile multicolore ale frunzelor, ca o licăire ușoară, dulce, amăruie. Cântată și elogiată în versuri, toamna aduce prin intermediul poeziei o minunată dorință de a reîntâlni iar și iar. Este ca un drog al nostalgiei trecute, uitate în timp de primăvară. Toamna aduce cu sine un sentiment care parcă închide totul într-un cerc, este o completare ce vrea puțină melancolie, liniște, nostalgie, iar apoi, după un timp, o dorință arzătoare ne duce către gândul că va trece și iarna, și primăvara, și vara, și iar, într-o toamnă târzie, ne vom trezi mai înțelepți cu un an și mai fericiți că suntem și tot așa, din poezie în poezie, devenim mai buni și mai frumoși. O să, cu permisiunea dumneavoastră, o să vă recit și câteva versuri din volum. Din poezia Iubirea mea frumusă. Te văd acolo sus mereu, verde smarald, ca o întreagă viață, te înțeleg mereu doar eu, cum stai acolo mândră și abiată. Ușor te legem când vântul bate și te distrezi de-a lui cântare, te bagi în seamă printre șoapte când fredonezi a deșteptare. Ești poezie, cântec și iubire, o vară întreagă te iubesc destine, până într-o zi când eu îți stau de știre că iar îmi va fi dor pe tine. Devii fără să vrei, în scurtă vreme, pastel pe-al valurilor noapte și legănându-te prin semne, aluneci pe liniștita-ți moarte. Ce scurt ți-e drumul spre a toamnei stare, ce fericită umbră tu erai, când nu visai că și frumosul moare, chiar și când în brațe încăpeai.
din brațe în brusc căzut ai spre uitare, sub tălpile soioase și pline de noroi, și dintr-o clipă din a mea visare, când m-am trezit, eram doar noi. Doar noi, eu și cu tine, eu în picioare lângă stele, iar tu alături de mine, ne predomând în visurile mele. Ce tristă stare ți-a fost dat să ai, în toamna asta fără de sfârșit, să mă iubești fără să-mi dai speranța clipei din care ai venit. Ești tristă și aștept aer din stare să-ți acopere de tot culoarea, să cred că lacrima din soare să nu-mi observe disperarea. Ce tristă iarnă fără tine, iar când nu mai am pastel în versuri, când vei reveni, eu n-am habar, dar până atunci îmi vei trăi prin versuri. Desfrunzirea. Mă desfrunzesc în fiecare toamnă, în fiecare anotim cu care mi-aduc aminte de copilăria noastră, când alergam printre fluturi, printre stropii de ploaie, printre gândurile nenăscute încă. Mă desfrunzesc iar frunzele îmi cad sub tălpile tot mai greoaie, pe care calc, tot mai apăsat, sperând că ele sub ele vor țâșni și roaie de elixir. Oglinda mi-a devenit dușman și cred că o voi sparge într-o clipă de delir. Răspunsul meu. Ascunde-mă în versuri de răul dintre noi, în nopțile pierdute nu mă lăsa în ploi, care în genele înguste urmează să înghețe, prea transformându-mi fața în umbre de tristețe. În lumea în care suntem, o lume muritoare, ne mor pe rând iluzii, iar visul încă doare. Mai sunt atâtea lacrimi care se nasc din soare, dar care în fața morții s-au irosit în zare. Eu nu vreau să renunț și n-am niciun regret, pulsează în mine forța din viața de poet și n-al lumii clipă, uneori, prea străverzie, îi voi răspunde veșnic, sorții cu o poezie. Mulțumesc!